comisia de specialitate și dacă sunt discuții, vă stau la dispoziție, nu am vorbit cu doamna Iosabă. Comisia numărul 1 economică, a scăpat acest proiect și a dat avizul în bolă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Îi invit pe domnul și doamna consilier la discuție. La un cuvântul doamnei. Proiectul de hotărâre care prevede rectificarea bugetară a fost supus mai întâi atenției Comisiei Economice, care a studiat acest document și a constatat că sumele rectificate au fost dirijate spre o cintură scumpării, către finalizarea unor proiecte importante pentru comunitatea noastră. Eu nu pot decât să apreciez această rectificare bugetară și să obținem și pe viitor la fel de rezultate bune. Felicitări pentru implicare și pentru efortul depus. Primul rând, dumneavoastră, ce implicații în compartimentul de specialitate. Vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva? Dacă mai văd o singură observație cu care dumneavoastră deja este implicită, dar poate bine că am învățat, dacă suntem în spațiu public. Și pur și simplu pot ajuta la corect am înțelegere și la ceea ce se poate numi interesul administrației publice. Dacă vreți, în concordanță și cu strategia locală și cu viziunea implicită acestei strategii, și anume faptul că împreună cu cele două componente și partea de execuție pe care amănoarea să o reprezint și dumneavoastră ca deliberativ am gestionat cu aceste și eu zic bune rezultate relația noastră cu activitățile economice de pe teritoriul administrat. Faptul că ne-au intrat sume noi și de multe ori pe parcurs de execuție bugetară înseamnă că agenții economici și prin ceea ce facem noi, să spunem, prin atenția cu care gestionăm această relație cu activitatea economică, cu agenții economici, această relație este pozitivă. Ca dovadă că ne-au intrat de fiecare dată, ne intră sume de bani pe care se putem utiliza, după cum vedeți, atât pentru secțiunea de funcționare din administrația locală, cât și pentru secțiunea de dezvoltare. Atât. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva? Dacă nu mai sunt întrebări la cuvânt, se spune spre aprobare. Cine este pentru? Abțineri? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 2. Proiecte hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al UAT Muntenești din anul 2015. Inițiator, domnul primar. Dau cuvântul primar. După cum se poate intui, chiar de o manieră implicită, am anunțat deja, acest proiect de hotărâre are legătură cu ceea ce la un moment dat am anunțat în preambulul ședinței, și anume preocuparea administrației atât pentru secțiunea de funcționare a bugetului în relațiile legale pe care le avem cu instituțiile din comunitate, vorbeam de școală mai înainte, dar în egală măsură atenția cu care încercăm să rezolvăm și problemele legate de secțiunea de dezvoltare, poate partea cea mai importantă așteptată de comunitate și cei care ne-au trimis aici, investițiile. Dumneavoastră spuneam mai multe, ați aprobat, ați deliberat, ați aprobat documentația în prima fază pentru executarea acestor investiții și proiectul de față nu face decât să continue aceste demersuri în sensul de a
resursele financiare. Am aprobat documentarea asta ca să le executăm, trebuie să avem bani, de manier simplist spusă, și trebuie să avem documentația datare până la autoritate inclusiv. Aș face observația aici, noi suntem pregătiți să le aducem la îndeplinire aceste proiecte, avem suficientă experiență, numai că nu întotdeauna toate condiționările depind de administrația locală. Mai depindem și de alte niveluri ale administrației, de administrația județeană, și aici va fi cu toată responsabilitatea. Suntem un pic dezamăgiți, pentru că această documentație, autoritățile emise de Consiliul Județean au întârziat. Aș estima așa, pentru domnul de ei și multe dintre ele din motive pur și simplu de interpretare, reinterpretare de ceea ce numește birocratie. Noi o să începem cât putem anul acesta, depindem de condițiile de vreme, în primul rând. Banii rămân, vom continua în exercițiul bugetar următor. Asta este. Spuneam că acest proiect de hotărâre vă propune să deliberați și să aprobați utilizarea exercițiului bugetar, adică ceea ce a rămas necheltuit din exercițiul bugetar precedent. Eu se află în trezorerie, avem ocazia din ceea ce nu am utilizat în exercițiul de bugetare aferent anului 2015, să asigurăm finanțarea pentru acest an conform legii de finanță publice locale. O să reamintesc proiectul de hotărâre. La primul articol propun aprobarea utilizării excedentului bugetar al Comunei Muntenia din anul 2015, sumă de 126.102,77 lei pentru finanțarea unor investiții care se regăsesc în lista de investiții de anul 2016, aprobată de către Consiliul Local al Comunei Muntenia din Județul Bacău. Articolul al doilea este cel pe care îl cunoașteți de obicei în asemenea cazuri. După aprobare, primarul Comunei și doamna Năcăuteanu Romene, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Muntenia, vor duce la îndeplinire hotărârea. Articolul al treilea, sună oarecum identic. După aprobare, secretarul Comunei Muntenia Vasile vor comunica hotărârea primarului Comunei Muntenia, compartimentul de interponsabilitate și instituție pe trecării județului de Bacău. Atât, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Comisia Economică. Pentru a prezenta raportul. Comisia Numărul Economică a studiat acest proiect și a dat aviz favorabil. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Invite două dacă nu sunt vă la cuvânt, se supune la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții a OAT Bogdănești, județul Bacău, pe anul 2016, inițiator domnul Zimar. Pentru că și discuțiile anterioare din partea de rectificare de dată au cantonat în zona investițiilor, acest proiect de hotărâre rămâne, deci continuă discuțiile. Am spus că avem o listă de investiții, un program de investiții, să spunem, pentru anul 2016. Am mai precizat la motivele rectificării că o parte din credite merg pentru secțiunea de funcționare. Am explicat și unde. Iar o altă parte merg pe secțiunea de dezvoltare în dublu sens. În sensul modificării valorice și în sens cantitativ. Apar noi investiții. Am dat, de exemplu, generatorul pentru
administrației locale, mai precis pentru funcționarea sediului. Da. Și de asemenea un calculator pentru compartimentul taxe și impozite de care este obosit prin caz și trebuie schimbat propriul dispozitiv, tot în categoria obligațiilor fixe, chiar dacă nu spune ceva aspect spațial, așa se va spune. Foarte mult, dar ca valoare și financiar și ca valoare de întrebuința, înseamnă foarte mult. La un moment dat, mai poți opera la impozite și taxe și nu mai poți elibera chitanțe. Și atunci avem o problemă, inclusiv de credibilitate. Înțeleagă cineva că nu mai elibera chitanțe și nu se întâmplă ceva cu banii care trebuie plătit. Deocamdată, vă mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului consilier Burcu. Aveți de lucru. Da. Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect și a dat aviz favorabil. Mulțumesc. Mulțumesc. Invit pe domnul și domnul consilier la discuție. Cadrul PNDL pentru obiectivul de investiții, modernizare de satele Bogdănești și Filipești, Comuna Bogdănești, județul Bacău, inițiator domnul Tuman. Mulțumesc. Înainte de a prezenta proiectul de hotărâre, aș lega în mod ferent, pentru că vedeți și acest al patrulea alt proiect de hotărâre, rămâne tot în zona finanțelor publice locale. Două semnificații aș menționa aici. În primul rând, este un proiect fără precedent. Este prima dată când suntem puși în fața acestei probleme. Și a doua semnificație, am prezentat-o aici, poate am făcut-o la mod involuntar, dar în mod sigur la mod conștient. Responsabil a fost. Atenția noastră în gestionarea relațiilor cu agenții economici care și-au sediu sau desfășoară activitatea pe teritoriul comune. Se pleacă de la finanțarea pe care am primit-o de la Ministerul Dezvoltării în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Există aici un cadru legal, ordonat de ordinea a Guvernului 28 din 2013, după cum ne-am amintit. Avem un contract de finanțare, nu numai noi. Foarte multe primării din țară au accesat, cred că e una din reușitele, mă rog, guvernării trecute, guvernării recente, asta are mai puțin important, noi că suntem sub comandamentul administrativ, partea politică nu are rost. Aici, personal, eu cred că avem motive să apreciem acest program. Și vă pot informa că suntem în fază de încheiere a execuției proiectului pentru care am obținut finanțare la Ministerul Dezvoltării, care ați avut onoarea să reprezentați deliberativul și în mandatul trecut. Știți că avem un proiect de modernizare a drumurilor. Într-o expresie fizică de vreo 4 km și 170 de metri, vineri are loc recepția lucrărilor. Le-am încheiat. Și revenim la ideea de onestă și atentă gestionarea relației cu agenții economici, constructorul și-a lucrat și-o vrea bani.
normal, conform normelor de aplicare, este un ordin al ministrului de obicei, îl aveți în documentație aici, prin care se precizează cum se derulează fluxul financiar între cel care asigură bani, în baza contractului de finanțare pe care îl are Comuna Bogdănești și Ministerul. Și la un moment dat se precizează, deci există un cadru legal, am văzut documentația, am văzut inclusiv o adresă din partea Ministerului, care ne atenționează că banii s-au terminat. E posibil să mai primim pe exercițiul financiar curent, de până la sfârșitul acestui an, bani, dacă Ministerul va dispune subiect. Se discută, de exemplu, despre o rectificare la nivel de guvern, ca să poată acoperi documentele de plată. Noi am trimis copii după factura pe care ne-a trimis-o aeronautica care execută lucrările. Am trimis o anexă specială prevăzută de aceste norme metodologice, care ne-a fost returnate. Și conform acelor norme metodologice, care conferă aplicabilitate acelei ordonanțe de urgență care fundamentează programul. Acolo se prevede clar că cel mai bun explicație le-ați putut vedea la documentația emisă, nu de noi, poate suntem mai subiecti, să spun nici în lume termenul, să restăm în timp cadrul legal. Când se termină banii, avem două soluții. Dacă și una dintre soluții, în afară de cea expusă de la Ministerul, să revină cu bani, dacă Ministerul nu va avea bani la sfârșitul anului, banii primim pe exercițiul bugetar următor. Așa spune actul normativ și asta prevede orice dispoziție care reglementează fluxul financiar în țara asta. Când Ministerul de Hotărâri își va proiecta bugetul pe anul următor, va fi obligat să onoreze angajamentele financiare. Pentru că avem deja un adițional la contractul inițial cu Ministerul de Hotărâri, care se numește exact angajament financiar. Prima dată trebuie să-și privadă în bugetul pe anul următor angajamentele financiare. Contractul dintre Comuna Bogdănești și Ministerul de Dotare înseamnă un angajament financiar. Și după aia mai prinde credite pentru alte investiții care vor fi executate cu bugetar următor. Mai ales că noi lucrările sunt de la finalizate. Asta a fost și înțelegerea noastră, dacă vă doresc, filozofia noastră. Dacă lucrările au fost efectuate, ele trebuie plătite. Nici eu, nici contabilitatea, nici dumneavoastră, nu cred că putem pune problema altfel. Adică nu ne-am propus ca să bădăm în faliment un atent economic. Pentru că nu e normal. Nu e moral, nu e moral și nu e nici legal. Ales că din Onabă trăiește și asemenea evenimente. Am înțeles, de exemplu, la Comuna Căiuț, care are de vreo 13 miliarde, și acolo lucrurile sunt văzute altfel. Ele e responsabilitatea lor, e comportamentul lor, pe care răspunde de ceea ce face ce legal și moral, cum să punem. Deci, tot legal, când avem posibilitatea să plătim din banii noștri, urmând a fi compensat, deci de a primi suma respectivă de la Ministerul Dezvoltării. Eu personal o fac cu toată convingerea și cred că și dumneavoastră aveți această bună intenție de a gestiona corect situația și aveți convingerea că este o decizie legală, o hotărâre legală pentru instituția pe care o reprezentam. Și acum o să dau ce cere proiectul de hotărâre. La primul articol propun aprobarea autorității sume de 366.600
604,18 lei din bugetul Comunei Pomărești pentru efectuarea plății unor lucrări efectuate în cadrul PNDV pentru obiectivul de investiție anotat. Citesc, modernizarea drumurilor locale în satele de Bogdare și București, Comunarea Bogdarei de Zăbacău, Comunia Citată. Articolul al doilea, după aprobare, primarul Comunei și doamna Bogdanul București, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei București, vor duce la îndeplinire hotărârii. Și articolul al treilea, după aprobare, secretarul Comunei, domnul Gelu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei București, compartimentului financiar contabilizat și instituției prefectului județului Bacău. Căpăm dacă mai doriți și alte informații, fără îndeală poți încercăm să clarificăm până la capăt. Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect și a dat aviz favorabil. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnelor și domnilor consilieri. Acest proiect de modernizare a drumurilor locale a fost o de mare amvergură pentru comunitatea noastră. A fost și este apreciat de întreaga comunitate și de aceea eu cred că este firesc să facem și noi datoria și să pronunțăm ceea ce se cuvine accentul economic. Deci eu sunt de acord cu acest proiect. Cred că este la sentimentul tuturor. Mulțumesc. Dacă mai vreau știu cineva? Dacă vreau scurtiți pe cuvinte aici, un adagiu la plicea făcută de doamna Cătănele, cred că multe lucruri pentru părăminte, eu spun că în mod sigur nu chiar de toată comunitatea. Unde ar fi dorit să facă un proiect pentru fiecare, pentru persoane individuale. Da. Deci, că nu este un impact pe tot. Proiectul este făcut de specialiști, de verificați, de specialiști, din parte către primărie. Noi am propus, dar din punct de vedere tehnic, aici sunt niște standarde legale. Dar, într-adevăr, fac această tematică, marea majoritate, apreciată, într-adevăr. Ea nu rămâne pentru că suntem la momentul de închidere. Să vă mulțumim și pentru bunăvoința dumneavoastră, ca să înțeles corect, am deliberat în mod firesc și am conlucrat la realizarea acestei investiții. Chiar vă mulțumesc, sincer. Mulțumesc și oamenilor din comunitate pentru răbdare, că nu este ușor să gestionez. Lucrurile se întâmplă peste tot, dar tot ceea ce s-a desfășurat într-un cadru legal. Am încercat să ameliorăm, să adaptăm proiectul. Consider în general un proiect bun, reușit, inclusiv din punct de vedere tehnic. Atât, mulțumesc. Mulțumesc. Dar mai dorește ce? Mai sunt o doamnă de spate, să fac observații. Asta spuneți că da, mai deci dacă apoi. Dacă nu mai sunt vor la cuvânt, se spune spre aprobarea acestei. Cine este pentru? Mulțumesc. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct. Solicitări adresate Consiliului Local București. Deci nu sunt solicitări, sunt scris adresate Consiliul Local. Pe rigola care s-a făcut, să duce la mine.
Dânsul îmi spune mie să fac o țeavă, să pun o țeavă, nu știu unde să pun țeava, unde să pun țeava, să nu treacă. Nu știu dacă cineva putea să locuiască acolo, harul ăsta, cum mi-a făcut mie. Ca o rămânare între stâmpului, curent electric, ați spus în pământarele de acolo, nu interesați pe nimeni. Gaura aia e făcut acolo, e plină cu apă. Poate să cadă un copil, poate să cadă un om. Nimeni nu interesează. Mi s-a închis ușile și am fost poftit afară. Mărie, pentru că am vrut să spun și eu ce mă doare și să vadă că lucrarea există acolo, să vină să fie filmată, să vadă dacă într-adevăr acolo a fost un proiect bun făcut. Zic, cel mai bine, făcut o cerere scrisă. Am făcut o cerere scrisă, am depus o la domnul primar, solicit să mi se dea un răspuns, să vină și o comisie la fața locului. Eu nu știu, despre ne-am vorbit frumos, am spus ce mă doare. Gunoiul nu poate intra până la noi, trebuie să ne plimbăm noi cu gunoiul, să venim până la grădinarul, să aducem tomberonul cu gunoi, să nu se... Dar cum e posibil așa ceva? Și noi plătim cu boze și noi suntem oameni din comunul Bogdănești, nu? Suntem nevoiți să plecăm din comun pentru motivele astea. Eu de când știu eu și am fost aici, copil crescut în Bogdănești, eu n-am fost norocos, a fost pe stradă la noi. Dar ca să curgă apa, să nu umpli grădina de apă, să nu poți să spui și tu o ceapă sau un pătrunjel în grădină, noi n-am avut așa ceva. Șoseaua există, este acolo, se poate vedea, nu mint, nu exagerez, s-a stricat gardurile și pe o parte și pe alta. Îmi spune domn primar să iau eu să pun mâna la muncă și să fac foarte frumos în fața curții. Când a fost vorba, a zis că e drum public. Acum, când e vorba de făcut omenește ca la fiecare om, nu, eu să pun mâna la muncă. Bărbatul meu e operat, eu sunt bolnav, după așa mare de capul meu. Mi-a lăsat numai pe droaie în bolovare, și pe partea stângă și pe partea dreaptă. Mi-a mutat râul, care l-a făcut domnul viceprimar, cu ani în urmă, încărcat, ca să nu mai fie noroi, a venit cu balastul după gârlă, l-a cântit acolo, și l-a bătătorit un pic, a înălțat drumul ăla într-un car fără elar. Acum eu să suport apa la nimeni curte. Cum e posibil așa ceva? Eu impozitul la fiecare început de an, nu știu, am plătit omenește frumos. N-am nimic cu nimeni, apreciez ce se lucrează cu Bogdănești, dar să fie pentru toată lumea la fel. Poți să ne consultăm și o să primiți un răspuns, dar nu e nu, dar eu chiar doresc să am o intervenție și mă bucur că doamna aici. Într-adevăr, ea a adresat o sesizare primăriei. Deja răspunsul este redactat, ne-a solicitat răspuns în centele. Între timp am informat că s-a adresat și inspectoratul de stat în construcții, care are un reprezentant în persoana unui inspector, unui doamne inspector delegat, și participă la recepție. Deci o să primească răspunsul solicitat în termenul solicitat în termen de 5 zile. Atât. Dar vreau recepția să fie făcută așa și în prezența noastră, nu numai ca să fie mătrușe și să dea o semnătură, dacă e făcută recepția și e foarte bine. Dă și să se recepția. Vă informez pe doamna Roanete că nu eu ca primar fac recepția. Este o comisie, tocmai eu sunt numai invitat și dacă comisia va spune că... Comisia de ce? Proiectul a fost executat corect. Repet, nu întâmplător am făcut afirmația aici, că documentația pentru execuția proiectului a fost făcută de niște specialiști. Există acolo un verificator autorizat. Eu nu am competență tehnică ca primar, am competență stabilită prin legea administrației publice locale. Cu răbăința am acolo. Am fost la fața locului, am încercat să mediez, să ameliorez situații care au fost împreună cu domnul viceprimar. Am făcut observația, într-adevăr, observație personală, așa mai departe. Din sumele prevăzute în proiect și conform legii din alte publice locale, noi nu putem executa și traversă poteze. Pentru că n-ar fi legală și ar fi sumii imputabile. Doamna contabilă este aici, când vine
încordat de conturi. Fiecare dintre noi, la un moment dat, am fost puși în situație să ne rezolvăm problemele, deci să punem mâna la muncă. Și eu am pus mâna la muncă acasă și dacă locuiesc la o zonă aferentă drumului național, mi-am realizat atâtea traversări, două pădețe, mă rog, câte au fost nevoie ca să pot avea acces. Deci am pus mâna la treabă. Am avut foarte multă răbdare în gestionarea acestei situații și când s-a terminat discuția, am spus bună ziua. Atât a tot. Nu știu la ce vă referiți dumneavoastră să punem mâna la muncă. Ce trebuie să punem mâna la muncă? Eu? Eu nu. Nu, că mi-ați spus asta și în primărie. Și m-a și poftit afară. Normal, cum mai pune și mâna la muncă, dar eu nu vreau să continui. Dar cum să pun eu mâna la muncă? Ce să fac eu în cazul ăsta? Spuneți-mi. Nu vreau să mă angajez într-o discuție inutilă cu doamna. Am spus că eu am făcut o seditare. Mi-a solicitat un răspuns care este redactat după cât știu și care să-l primească. Eu înțeleg, dar deocamdată este de mâncată. Mie cade peretele, vă spun, îmi cade peretele la bucătăria aia jos. Mi-a trăbat inima acolo din cauza. Atâta apă. Dar cum să pun mâna la muncă? Să ies eu afară să fac eu șoseaua asta? Ce să fac eu? Nu? Eu. Sau să pun o țeavă. Mi-e explicați mie să pun o țeavă. Și apa nu trece peste țeava aia în curte la mine. E frică de țeavă, ce fac? Sau eu să dau alți bani din buzunar să cumpăr niște țevi să pun acolo așa ca să nu curgă și mie apa în curte. De ce n-ați mers cu rigola la până sus? De ce ați lăsat-o așa? Acum n-ați lăsat-o. Acum eu nu sunt, dumneavoastră sunteți vinovat. Dar ca primar am venit la dumneavoastră. Dumneavoastră putea să spuneți mai departe că proiectantul ăla și-a luat banii și-a plecat. Nena Rotaru, spuneți. Ce să fie de retur la dumneavoastră? Eu din 2 ani de vine de când mă mai... Dar și tu ați mai fost. Când am venit cu domnul, am vrut cu asfaltarea, adică pregătirea drumurilor. Eu, de primul ori, au fost opus candidatura pentru primar, opus în fiecare dată, nu știu de unde aducea el la asfalt, griblura de aia, au fost pe drumuri, au adus bulldozeri și au spus că oameni buni, atunci mă asfalt. Deci m-a trecut 3 ani, 4 ani, nu a fost nimică. Urmă, iar când îi pune candidatura, iar spune. Doamne, vă spun. Dar n-are nicio legătură. Doamne, vă spun ce-a făcut, ce-a făcut la mine acolo. N-are nicio legătură cu candidatura. Cu Biena, asta, a pus acolo, în fața casă la mine, a pus atâta balastru în locul ăsta, pentru că eu când am făcut gardul, doamne, eu când am făcut gardul. Și am făcut un trenament. Era un făcut un trenament.
dumneavoastră ce propuneți. Așa. Acum o vrem cu asfaltul, că ne pune și pasul. Eu vrem cu aia, cu griblura aceea. Aia cu construcție, eu vă spun care este treaba. Eu dau bani de asta. O venit și-o început să arde de la Bălșeam de acolo, de la Bălșeam de acolo. Sunt la Chiori, o băut oamenii, au uitat la trebuie să arată în grădina. Și ce vin are domnul primar? Poftim? Au băut domnii, că au lăsat utilajele, domnul primar, ce vin are? Nu, e numai, e utilajele lăsa în țara aici, ca să o abia. Nu știu, să știți că utilajele sunt și la mine în poartă, face drumul la după oara, după oara plouă, o venit o ploaie puternică, o venit două ziu, el ce-a făcut un pins, se trușa cu lava de rău. Și un pins cu pământul din la pale, l-a pins la zeu. Deci un bărit cu pământul acela care l-a adus domnul primar cu 2 ani. De două ori au fost o asfaltat drumul de la Dăciucărită. Și acum, o vrem ploaie așa. Doamna președinte, neaba să ne. Deci ca soluții. Deci dacă nu-i vinovat domnul primar, Matale ai spus... Domnul primar m-a dat afară de unde e vinovat. O secundă. Da. Dacă nu este vinovat domnul primar, Matale poți să faci, să te adresezi pentru o hârtie scrisă la proiectantul care a făcut proiectul respectiv și la executant. Dacă eventual executantul nu a respectat proiectul întocmit de câte persoane autorizată. Deci, neapă să așteaptă un pic. Matale vine de fiecare dată cu aceeași poveste aici. Noi nu le ascultăm, dar noi nu putem să luăm nicio măsură. Nu ne fiind de specialitate, nici proiectant, nici arhitect, nici executant, nici domnul primar, nici domnul viceprimar, nici eu, degeaba ne te adresez nouă. Păi te adresez în scris, noi îți dăm, dacă vrei, adresa la proiectant, la executant, la cine vrei. De ce nu-i dat-o? Dar ți-o dăm! Domnul Sângă, eu dat domnul Sângă. Deci, vei, acum, uite, deci, ședința este filmată. Vii acum după ședință și primești adresă, nu și faceți. Domnul prezentant. Eu am dat cu... Stimați consilieri, eu ar simt din care lucruri. Puteți atâta, domnul consilier aici, da? Domnul Mătaru. Și nu am luat în fața gacul acolo. Eu băgat, eu v-am ridicat domnul Mătaru. Dar ne-ați mai spus asta odată. Nu, mai mult. Eu spun ultimul lucru. Domnul Rotaru s-a mai adresat primărie, s-a mai adresat Consiliul Local, i-am dat răspuns. Bună ziua! Respect. E clar, nu se lucrează.